vă rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit. Tu pretinzi că să te iubească lumea? Să te aplaudi, dar când tu ești cu mutră acră, ești în scenă. Că să dăruiești, trebuie să ai ce dărui. Trebuie să ai această sursă energetică pozitivă, să o transmiți în sală. Dragi prieteni, bună dimineața! Cine sunt eu la urma urmei? Se întreabă interlocutorul meu din această sâmbătă și adaugă. Îmi răspund mie însumi că nu sunt nici rus, nici moldovean și nici român, fiindcă sunt și primul, și celălalt, și al treilea. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, o personalitate care face parte dintre cei mai mari creatori ai zilelor noastre, academicianul și compozitorul Eugen Doga. Maestre, bine ați venit la noi! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu cred că dimineața dumneavoastră începe mult mai devreme decât a noastră sâmbătă. La 6 eu deja la treabă. Pentru mine nu există zilele sâmbătă, duminică, în genere, nu există zile de odihnă. Când aud cuvântul vacanță, zic că e duminică, sâmbătă, zic, ba... Vă speriați ce un fericită, pic. Nu, ce fericită lumea este că trăiește normal. Nu e așa că dacă s-a trezit la 6, merge o cafea. Un cappuccino. Un cappuccino. Și mie, ca de obicei, cappuccino. Mulțumim. 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 Și noi. Maestre, vă place la București? Nu veniți prima oară. Dar eu prima oară stau așa de aproape de dumneavoastră, în afara atâtor dăți când am stat la concert în sală. Acum vă văd cu adevărat, cum se zice, în carne și oase, și voi profita pentru toate întrebările. Carne mai mult decât ar trebui, dar... N-aș zice. Eu zic așa, piele fină și muzică, nimic altceva. Mână dumneavoastră, Dumnezeu să-i mână. Mulțumim. Ne-au Veruna. Savurați cu poftă. Mulțumim. Mulțumim. La floricică. Eu cred că și... Un barista de la Chișinău pune așa un trandafir din ăsta, o frunză. Se întâmplă că și cu portretul meu îl fac. Serios? În cafea? Da, da. Am văzut portrete ale dumneavoastră în acuarelă, în ulei, dar la cafea nu m-am gândit. Sunteți invidiat, maestre? Simțiți asta câteodată? Care e invidie? Ferească Dumnezeu să vadă cineva ce viață o petrec eu. Chiar că iar trece și de invidie și de fiindcă... Am vorbit de ora 6. Chiar multă lume se trezește la ora 6 pentru treabă? Nu cred că. Totuși dospesc până mă frige soarele. Spuneți aici, în cartea asta grozavă, despre care o să vorbesc imediat, a apărut anul trecut, dragi prieteni, se cheamă Viața mea, așa cum a fost să fie, o publică editura Cartier în colecția Popular. Care este în librăriile din București. Da, din ce în ce mai puțin am alergat ceva după ea, deși are 400 de pagini și unii leneși s-ar putea descuraja, că tot vorbim, nu, de comodități și ar zice prea mult ca să citesc. Cu toate astea a dispărut, știți de ce? Pentru că și la București, și în Europa, și în Republica Moldova, și în multe locuri sunteți un mit. Și atunci oamenii vor, ca mine astăzi, să vă despartă un pic de pianul dumneavoastră ca să vadă de aproape omul. Poate asta o să facem. Vă rog să gustați din cafeaua asta pe care am lăudat-o și nu v-am invitat degeaba să încercați aroma asta, pentru că eu am să mă duc departe cu gândul, am să mă duc în stânga Nistrului, acolo de unde ați pornit și nu oricum, fără multe vorbe, sau mai exact cu vorbe ale dumneavoastră. Auziți aici. Vă treceți pe partea stângă dacă se va permite. Dacă mi se va permite,
Ei, o să-mi spuneți asta. Dar cartea recuperează tot ceea ce n-aș putea să fac. Ia uziți ce scrie maestru aici. Am crescut într-o sărăcie lucie, mai ales după ce mi-am pierdut tatăl în război. Pâinea era un lux pentru noi. I-am aflat gustul abia după ce trecusem de 10 ani. Dar pe atunci, toți cei din jurul meu trăiau la fel. Nu știam că poate fi și altfel și credeam că așa e normal. Am mers să-mi continui studiile la Chișinău, desculț. Tot desculț, am frecventat timp de un an orele de la școala de muzică. Nu mi-era rușine, pentru că nu eram unicul care umbla așa. Când eram în anul 2, mama mi-a cumpărat o pereche de cizme de cauciuc, dar mi le-a furat cineva imediat și am rămas iarăși desculț. E o poveste lungă, impresionantă, pe care o veți citi, sper. Cartea asta este propusă pentru premiul unui scriitorilor, că de... m-am făcut scriitor. Ați spus îndreptățit că dacă nu ați fi avut de partea dumneavoastră muzica, adică n-ar fi pus Dumnezeu așa precum stropii de rouă harul ăsta, ați fi scris cărți. Vocația este universală. De această vocație o îndreptățesc spre muzică, spre scris, spre pictură, la urmă spre omenie, de ce nu? Este tot o vocație de a fi om. Da. Dacă aș culege o singură perlă dintre mărturisirile de aici, știți pe care aș lua între degete, maestre? Pe aceea în care spuneți, după furtuni, după lipsuri și după bucurii și după triumfuri și după premii, este acest angajament al dumneavoastră ca mare artist de a rămâne un om bun, generos și modest. Asta mi-a plăcut foarte mult. Cred că și bunătatea e o misiune. Cu cât ești mai mare creator, cu atât ai această obligație, nu? Da, noi vorbim când am venit aici despre mama. Eu cred că mama mi-a dat această îndrumare, acest destin care mi l-a dăruit, fiindcă Dumnezeu a trăit o viață, de fapt, neîmplinită. Dragoste neîmplinită, bucurie neîmplinită, deci toate neîmplinite din cauza că la 29 de ani, în floarea vârstei, a rămas văduvă, tata a fost ucis în război, cu un singur copil, în foame de deportări, deci surorile au fost deportate, deci e de groază. Mama ei, deci bunica mea, basarabeancă, care era urâtă, de toată lumea, fiindcă la noi, în partea stângă, până acum a rămas această ură față de basarabeni și singură era, a crescut copiii în singurătate, urâtă de toată lumea în satului. Am crescut sub acest semn de ură, de neîmpliniri. Noi când am venit băieți de la țară, majoritatea veniți de la țară, eram tot timpul jigniți de această înjosiți, deci suntem nespălați, suntem proști și așa mai departe. Acest semn m-a petrecut până am început să mă simt eu în sinele meu. Asta când s-a întâmplat destul de târziu, prin anii 50, când ați terminat conservatorul de stat de la Chișinău, da. Când între timp aveați încălțări, aveați faimă, profesorii vă știau, talentul ieșea când ca uleiul deasupra apei. Când în loc de cizme de cauciuc, pe-am cumpărat alte cizme. Ei, dar până acolo câtă trudă. Să spunem așa, ca toată lumea să aibă acest tablou istoric sub ochi. Erau în Mocra dumneavoastră natală, care acum e raionul Râbnița în Transnistria, da? Spun corect? Da, e înstrăinat raionul ăsta. Deci de partea stângă, e străinată și când m-am auzit acum de zilele acestea că ești deja și ocupată. Și ocupată de ruși. Aș transmit un mesaj către lumea care ne ascultă, să rămâneți convinși în sinele și să aveți încredere în sine și să vă țineți de acest sine, fiindcă el nu o să vă trădeze nici o singură dată. Eu nu știam despre această filozofie a sinelui și lumii,
Dar acum, la distanță de timp, eu îmi dau seama că aceasta m-a adus în lumea aceasta, pentru că eu o numesc în ghilimele, dar totuși o numesc în această lume nenorocită a muzicii, fiindcă muzica, din păcate, ca și artele în genere, nu prea sunt favorizate de stat. Se reamintește de Mozart, de Haydn, de Beethoven, vai de capul lor. Așa că noi continuăm, suntem consecvenți în destinul nostru de muzicieni. Asta voiam să adaug, că nu v-ați strădat niciodată sinele. Mai mult, mi-a spus o tânără jurnalistă de la Chișinău, în Casa Mare, maestrul are două portrete, Tchaikovsky și Verdi. Între ele însă, nu doar că stă Eminescu, despre care o să vorbim îndată. Tchaikovsky și Verdi, dar Eminescu stă aparte, într-un loc deosebit, tot în Casa Mare. Dar acela este... Eminescu nu poate fi la rând cu toți. Eminescu nu de mult a intrat în viața mea. Eu chiar pot spune chiar undeva 8-9 ani, nu de mult. Dragilor, dacă mergeți la Chișinău, din oră în oră, din clădirea primăriei, auziți acordurile imnului orașului pe muzica maestrului Eugen Doga. Apoi puteți să zâmbiți cu invidie prietenoasă cumva, pentru că este singurul mare artist în viață care are o alee pietonală la Chișinău. De câte ori ați mers pe ea, maestre? Nu prea. Nu prea? De ce? Prea, e departe de casă? Știți, în primul rând, eu nu prea mă plimb. S-a schimbat timpul și s-a schimbat și atitudinea mea față de această frumoasă, într-adevăr, idee care au realizat-o, fiindcă e în centrul orașului și de la catedrală merge strada asta în jos. Merge și este peste o intersecție, se începe Bulevardul Vieru. Și mie îmi place, fiindcă este într-adevăr simbolic. Vieru a fost, desigur, un prieten mare al creației mele, la fel ca și Loteanu, sunt doi indivizi. Să ne legăm cu voia dumneavoastră de această poveste, pentru că noi suntem acum la doi pași de Piața Romană, maestre, la doi pași de fostul Hotel Dorobanți, în care ați stat acum 40 de ani împreună cu Ioan Popescu Gopo și cu Grigore Vieru, și cumva acum se închide cercul, pentru că mi-ați spus așa: am venit în Piața Romană, adus de Gopo, prima oară în România, poate era 1979, zic eu. 79, chiar corect, era în luna mai. Deci cam pe vremea asta. Da, cam pe vremea asta și bine, Gopo era un ureaș, un zdrăgon mare și un om foarte frumos, nu numai exterior, dar era frumos în firea sa. Era un om un enciclopedist în ceea ce privește filmul și nu numai. Și mereu în avangarda cinematografiei, pentru că ce-am luat acum în mână? O reeditare mi-e foarte dragă. Maria Mirabela, cu partituri, cu tot. În anii 80 ai României întunecate, fredonam asta, ce versuri, sub cerul ca umbrela, alături de prieteni. Da, ce bine e, ce bine e să trăiești. Acest Gopo, mergem pe Magheru, era șmecher extraordinar, dar el foarte mult iubea Basarabienii. Erau și rădăcinile lui, erau în Basarabia, da, nu? Sigur, maică-sa era basarabiancă, așa să zicem. Dar cine o știe? E bună întrebare. Că acum îmi și trecea prin minte, o fi fost tot așa de frumoasă cum era Lisaveta Doga, care venea biata din Transnistria și care a rămas frumoasă și după ce s-a dus la colhoz, și după ce în soare a tăiat sfeclă de zahăr, și după ce și-a crescut băiatul și l-a și plâns uneori în tăcere. E o poză extraordinară, ca o filă de roman. M-am uitat ieri seară la ea. Cu Elisaveta Doga, deja în a doua parte a tinereții sale, când intrați în curtea casei și ea iese din bucătărie cu un ou și vă îmbrățișează, nici dacă am fi căutat acel simbol, n-ar fi fost regia
așa de săvârșită, a mamei cu oul de găină în mână, care vine să-și îmbrățișeze fiul care nu anunțase că vine în vizită, nu? Cu atâta dragoste mă întâmpina de fiecare dată. Mai mult ca asta. Uite, nu putem, și până acum nu pot înțelege un lucru. Veneam, desigur că fără să o anunț că voi veni, veneam pe neașteptate. Seara târziu. De unde naibă putea să afle dânsa? Eu că la sute de metri încă de casă eram în altă parte. Veneam pe jos de la autobuz. Era aprinsă lumina. Mama stătea la portiță, mă aștepta. De unde? Din inimă, acum știți, pentru că scrieți aici cum domesticiți propria intuiție și așa cred că se întâmpla și cu mama dumneavoastră. Îi spunea inima că sunteți aproape, așa gândesc. V-am vorbit deja că, într-adevăr, dragostea ei neîmplinită și desigur ea deci nu a gustat ea din dragoste din cauza că de vreme a devenit văduvă și desigur toată dragostea neîmplinită mi-a dăruit-o mie. Desigur că dacă mă întreabă cineva nu prea înțelepți întrebători de unde? Da, de unde? Nu s-a luat de nicăieri. S-a luat de acolo, de unde trebuia, de la mama. Tot ce face omul la mijloc, stă dragostea. Nu este dragoste, pentru că, la urmă, chiar acest capucino, dacă este făcut fără dragoste, nu aduce plăcere celor la care te aștepți. Ia să beau un pic din el, să mă conving că e cu toată dragostea. Și mama făcea toate cu dragoste și eu mă bucur mult, fiindcă în sat, și nu numai pe la noi, și în România văd, foarte case sunt părăsite din cauza că lumea a plecat în căutarea vieții mai bune, mai decente. Chiar mă bucur, fiindcă ne-a venit o idee foarte bună, să vindem casa. Am lăsat-o 2 ani și a început șoarece să gospodărească acolo și atunci rămâneam fără casă. Am dat la niște oameni foarte cum se cade. O întrețin așa cum o făcea mama. Deci o vopsesc în culorile cele. Adică albastru, albastru cum era cu cândva, alb, da. Albastru cu alb. Totul știu din carte și am fost cu gândul într-acolo, maestre, și chiar m-am întristat, acum mi-ați dat o veste bună, pentru că tot aici scria, s-a ruinat biserica, șoarecii s-au delectat în pianul dumneavoastră. Au ruinat-o, au distrus-o. Da, au distrus-o. Cine? Hrușciov, la un moment dat, a dat ordin să se radă toate cupolele. S-au găsit în sat activiști buni, uh-huh. Au făcut acest lucru urât, au distrus biserica și au făcut casă de cultură, care se ruinează, fiindcă Dumnezeu nu bate cu bățul și au prăvălit biserica, se prăvale și casa aceea. Maestre, dar când bate Dumnezeu așa, cu o creangă înflorită, cum a bătut pe creștetul dumneavoastră, și hai să spunem, ajutați-mă, sunt 75 de valsuri, muzică înregistrate, pentru că or mai fi fiind în arhive o mulțime. Eu am să spun doar ce e editat. Sunt 200 de filme cu coloana sonoră, deci cu muzica dumneavoastră. Sunt peste 200 de cantate, nu? De muzică ușoară, care bucură pe toată lumea și pe care le-am găsit și în radio de la București, sunt și la Chișinău, dar sunt și din loc în loc, în lumea largă. Da, știți, mă bucură faptul că se adresează către muzica mea și la radio și la televiziune, chiar faptul că noi stăm aici. Păi, să vă spun o poveste faimoasă. Acolo, pe locul dumneavoastră, a stat de ună zi o prietenă și a mea, și a dumneavoastră, și a celor care beau cafeaua cu noi, Paula Selling, care ne-a cântat acest vals grozav pe care președintele american Reagan îl punea între cele mai frumoase ale veacului trecut. Sarmanul, cum a greșit? De ce s-ar supăra în alte lumi pe unde va fi fiind să audă gluma asta, autoironia asta, pentru că
iată, după 40 de ani de când ați scris masterpiece-ul ăsta, în locul rusoaicei Zara vine româncuța frumoasa Paula Selin și ridică pe toată lumea în picioare. Avea 2 milioane de vizualizări pe această piesă muzicală superbă pe care ați cântat-o împreună prin 2018. În acest faimos top al celor 200 de muzici care au mișcat lumea în ultima sută de ani, dumneavoastră aveți 2 locuri. Cu această... Și în prima sută. Cu acest vals care și mie îmi merge la inimă. Acolo mai este și gramofonul. Și mai e și gramofonul pe locul 97, cred. Da, cu 9 puncte mai mult au câștigat. Mai mult de 26 de milioane de oameni au văzut în 1978, cred, când era nominalizat la Marele Premiu de la Cannes, această peliculă a lui Loteanu, Gingașa și Tandra mea fiară. Numai Uniunea Sovietică 60 de milioane l-au vizionat. Iată cifrele. Da? Da. La această peliculă aș adăuga faptul că când în 76 a fost cu tremurul acela dezastruos, el a fost ca un catalizator la această stare, din cauza că 2 luni la rând în cinematograful Patria, de jur împrejur, se mergea acest film. Și lumea, desigur, care a suferit această tragedie, venea la film pe ca puțin măcar să uită de lacrimi. Să uită de lacrimi. Deci a fost și undeva o terapie. Mi-a spus un medic de la Chișinău că cea mai bună meloterapie pe care a făcut-o din anii 60 încoace la Spitalul de Stat din Chișinău a mers și a fost evidentă lucrând cu piesele dumneavoastră muzicale, până și cu cele 7 concerte camerale, de quartete pe care le-ați editat, și acelea au dat rezultate la bolnavi. Asta ce înseamnă? Că muzica e clară, vorbește pe limba tuturor, vindecă traumele, tristețile, nostalgia. Ați scris odată și cred că și aici e această confesiune când spuneți: fără Rusia aș fi fost mâncat. Această țară mare m-a promovat, s-a lăudat cu mine, m-a arătat altora. Probabil că prin această trambulină rusă ați ajuns și la New York, și în Canada, și la Bruxelles, și în multe locuri din lumea asta. Vă rog să adăugați aici un accent despre felul cum uneori ați scris, cum ziceți, mai rusește decât rușii. Eu din copilărie vroiam să fiu... Eram egoist, sigur, că vroiam să fiu iubit de toată lumea. Eu nu cred că erați egoist. N-avea cum... Tunea ăsta, erou de război, și frumoasa Elisaveta nu v-au învățat egoismul, eu cred că v-au învățat ambiția. Cum era acest tată mai scund decât mama, dar plin de mărinimie și care v-a dus în prima zi de școală cu un cal? Hai să povestim asta artist, un pic. Nu, păi vedeți ce spectacol. Câteva sute de metri, câte acolo pe jos trece în pârâul ăla. Nu, el... Trebuia numai decât să facă spectacol, bă, așezat. Și a făcut, adică l-a pus pe micul Jenea pe calul negru înșa și l-a dus la școală, domnule, să-l vadă bă, toată lumea. Ce invidie au avut băieții care i-au adus părinții, pur și mărșa de minut, dar pe mine calare, bă. Vedeți că asta vă va urmări toată viața. Dar și mă urmărește și mi-a rămas chiar cu toate detaliile acest moment, fiindcă mi-amintesc când m-a luat de pe cal, m-a așezat pe pământ, m-a luat de braț și m-a dus pe scările școlii, care era pentru mine foarte înaltă, și acolo sus stătea domnul Beleca, directorul școlii, mă aștepta. Să zic că tata era undeva, să zic că... primit ca om de încredere. De încredere. Dar vreau să mai pun un accent pentru cei care vor să se uite așa ca printr-un ochian clar în istoria estului ăstuia chinuit. Erau în Transnistria de atunci
oameni buni, două școli, una ucraineană și una românească. Și Mitra Doga și-a dus fiul la cea românească. Da, păcat că numai jumătate de an a fost această fericire, dar știți că eu și vorbesc despre Rusia, o singură ieșire pe atunci când eu mă formam, da, ca personalitate, hai să folosim cuvântul ăsta, desigur era numai Rusia, fiindcă România era închisă și închisă chiar cu lacăt. Asta o povesteam când am început cu Gopo colaborare, el a deschis acest lacăt și e un mare noroc, deci, fiindcă totuși o metropolă a marii culturi. Nu putem nega lucrurile acestea, dar din potrivă, eu vorbesc cu mândrie, fiindcă zic, Rusia m-a recunoscut, deci la Chișinău m-am format. Rusia m-a recunoscut. România rămâne să o descoper. Eu scriu și în carte și eu sunt de această, stau pe această poziție și această descoperire o fac din ce în ce mai insistent, fiindcă timp, a spus aici, ceasul, de fapt, uite, este o nenorocire în viața noastră, fiindcă tot timpul taie din viață. Și eu trebuie să mă grăbesc, să dovedesc până săgeata ajunge la punctul final, să fac ceva ca să mărturisesc acest program de viață. Și aceste descoperiri pe care le faceți inclusiv acum. Mai pun aici un... Nici mie, nici dumneavoastră nu ne plac punctele în frază. Deci pun o virgulă, nu-i așa? Am ghicit? Și ușa încuiată, nu-mi place. Încuiată. Ei, atunci, e o virgulă doar, după care eu spun așa, că maestrul Eugen Doga și-a luat o soție moscovită, doamna Natalia, care vorbește excelent românește, iar unica lor fică, care sper că va fi o prietenă a mea, Viorica Doga, locuiește la București cu unicul fiu Dominic, care vorbește o limbă română excelentă. Așa că am făcut o hartă afectivă ca oamenii să înțeleagă cum veniți din atâtea puncte cardinale, cu încărcătura energetică, emoțională, muzicală, atâtor locuri, pentru că mai e ceva aici, o bijuterie pe care am luat-o ca și dumneavoastră din rânduri. Eu am pus bijuterii în carte? Da. Una este această mărturisire din anul 1944, maestre. Ați spus așa, că pe orice covor roșu, de la festivaluri de film unde ați luat premii sau de la spectacole de teatru unde de asemenea ați făcut coloana sonoră, când ați pus talpa pe acel covor al celebrităților, v-ați gândit totdeauna la momentul acelor picuri de sânge în praful drumului când treceau în 44 pe linia frontului spre Nistru căruțele cu răniții italieni, spanioli și români. Era în plin război și asta e o mărturisire în care oricine ar ghici, ca în filigran, și valsurile, și piesa asta Lamento, care pe mine mă face praf, și Oda Europei, nu? Care e și ea o piesă largă, și atâtea acorduri care împreună fac profilul dumneavoastră unic, din care toată lumea revendică și Moldova câte ceva, și Bucureștiul o parte, și Rusia o bucată, când de fapt cred că sunteți al tuturor și al nimănui. Și asta nu este din cauza că ca să câștig eu, este firea mea, așa, uite, îmi cere, fiindcă, sau eu sunt așa, să zic că făcut de natură, de mamă și nu știu de cine, dar mai mult ca asta, eu aș zice că ceea ce mi-a dat natura, mama e una, dar și omul trebuie să aibă program de viață. Eu am avut acest program, am vorbit că eu din copilărie vroiam să fiu observat, iubit, cunoscut, dar asta nu înseamnă că a fost un orgoliu. Este, de fapt, un program de viață, pentru că mulți
care se țin de programul de viață, că e orgolios. Nu, nu, nu e adevărat. Depinde cum prezintă acest program. Dacă îl prezintă, pur și simplu, ca sine scop, nu are nicio valoare. Dacă nu este program care este mărturisit prin faptori concrete. Încă eu tot încă din copilărie vroiam să ceva să născocesc, că nu știam de compoziție, de, să născocesc ceva. Și aceste născoceli m-au dus la conservator, la compoziție. Aceste născoceli m-au dus la cunoașterea lumii. Deci eu nu numai lumea muzicală o cunosc. Eu iar aveam acest program. Eu vroiam să știu toată mașinăria administrativă. Eu am lucrat 5 ani la Ministerul Culturii. Nu pentru dragul... Eu aveam ce face. Aveam lecții cu studenții. Eu vroiam această mașinărie. Eu o cunosc. Am fost de 4 ori în Parlament. Eu cunosc toată minciuna acestor... Să spunem asta. Știu că ați fost ca deputat al sovietelor și în Parlamentul Moldovei după în anii 90. Am fost și în comisie pentru decernarea premiului Lenin. Știam asta. Ca să cunosc toate mașinării, nu de dragul acesta, ca să cunosc această mașinărie pozitivă și, mă rog, din partea opusă. Maestre, am văzut o poză extraordinară publicată de Moldova Suverană de curând. Este o fotografie, probabil din anii 80, a dumneavoastră. Stați așa, cu mâna la frunte, cu Gorbaciov, ca doi prieteni care se sfătuiesc. A, da. M-a invitat la el acolo, în cușca lui, și vorbeam despre toate. La o dată chiar mă întreabă, tu când te-ai născut? Știi, la 1 martie. De el cu mândrie, zici, dar eu la 2 martie. Zic, la 2 martie să nasc fraierii. Deci ați spus tutorelui Perestroi că e un fraier. Și el ce-a făcut? A zâmbit? Și a zis, e prea mare artist ca să mă supăr. Știți, el mă stima foarte mult, așa că nu putea face altceva decât a zâmbit, așa că a rămas în relații bune și ne vedeam și acum, dacă la Moscova, când apar, dar s-a schimbat, absolut. Aveați încredere în el? Acum e altceva. Acum e altceva. Da. Acum, spuneți cu voce largă despre politică, am fost un naiv, muzica e mai importantă și aș face mai mult? Da, m-a lăsat de minciunărea asta, într-adevăr. Eu credeam, naivul, că voi intra în Parlament, a țării cei imense, da, că voi schimba mersul vieții spre bine. Ați avut această utopie în minte, da, că dumneavoastră artistul... Eu credeam. Artist emerit al poporului, care dăduse atâta lumii, vă gândeați că lăsați muzica deoparte 2-3 ani? Așa mi-am programat și așa am cu încredere că eu, într-adevăr, cu acest crezământ am intrat în acest Parlament și am fost vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură. Da. În Țăroiul cel Mare. Și am, adică a fost a Uniunea Sovietică, da, ca să înțeleagă toată lumea. Da, și am elaborat proiectul legii despre cultură, care nu a fost primit, cu 6 voci nu a ajuns, nu a fost, și până acum nu mai funcționează această lege, deci cultura a rămas așa, fără stăpânire. Și de atunci am terminat cu chestia asta, m-am lăsat de această minciunărie și de atunci, deja de mai mult de 30 de ani, sunt artist liber, în ghilimele, din cauza că nu poate fi un artist liber, este ca și oricare om. Iarăși, utopie. E o libertate, ați spus, și aici cu vorbele dumneavoastră traduc, ați spus așa, a fost o libertate pe care am pierdut-o de îndată ce mi-am asumat-o. Da. Mă întorc spre altă zonă minată, spre Putin. Probabil în 2019 a fost ultima oară când v-a decorat, nu? Da, de două ori m-a decorat, da, cu cele mai înalte distincții, apropo. Da. Probabil că una a fost cu ocazia baletului Luceafărul, după Eminescu, da, când ați luat premiul de stat în Rusia cea mare. Nu e foarte ușor să primești acest premiu, probabil că Putin vi l-a înmânat, nu știu.
Da, atunci nu era Putin încă la putere, deci era cu mult mai înainte, dar pe urmă, desigur, el tot timpul urmărea despre ce fac eu. Acolo, în vederea lui, nu rămâne nimic neobservat, așa că m-a bucurat că eu chiar l-am întrebat, când ultima dată ne-am văzut, uite că ciocneam șampanie și eu zic că eu vreau să am încă un fan. Deci, i-ați spus asta lui Vladimir Putin? Da, lui Putin i-am spus. Deci că fiți pe pace că eu de mulți sunt fanul dumneavoastră. Acum când vă întreb și vă privesc în ochi, credeți că omul ăsta, care a fost atât de indiferent la moartea atâtor copii și civili, putea să se bucure de muzică, de muzica dumneavoastră atât de limpede și care urcă sus în nori? Putea el să înțeleagă? Eu am citit opiniile multor oameni care se interesează despre această personalitate, da. Dar ce s-a întâmplat în această persoană, această personalitate? Impresia dumneavoastră, maestre, care a fost atunci? Era așa copleșitor? V-a dat o impresie de putere, de măreție? Nu, era un om simplu, cu toate că privirile... Simplu, dar temut. Privirile erau caracteristice, de sub sprâncene se uita, așa. Asta este specificul oamenilor de la instituții speciale. Da. Și, dar niciun semn de negativ n-am observat eu atunci. În orice caz, și era firesc, pentru că era tot în regulă. Ceva s-a schimbat. S-a schimbat ceva. Eu cred că această țară imensă are foarte multe curente. Ca și o Volgă sau o Dunăre are atâtea... Ca o apă învolburată. Și știți că da. Și când de la delta vine, de la tulbură. Se vede că această delta în concepția domnului Putin undeva s-a tulburat de la aceste influențe. Eu țin în memorie ceea ce este pozitiv. Chiar acum, după COVID, eu zic, uite, COVID-ul mi-a șters memoria, într-adevăr, lucruri elementare nu sunt. Dar sunt mulțumit, pentru că mi-a șters foarte multe rele din memorie. Vedeți, n-am spus această traumă a artistului Eugen Doga de două ori în lupta cu COVID, dar ați fost foarte harnic, pentru că în acești doi ani chinuitori ați scris Caiete de vară, 65 de piese pentru pian, două cărți pentru copii care s-au epuizat imediat. Și dialogurile dragostei. Și dialogurile dragostei, care sunt romanțe cu nemângâiata iubire a Veronichii, Micle, pe care, sincer, am impresia că o înțelegeți subtil și mai bine. O simt. Iată ce mărturisire. Da, o simt. Ce înseamnă că o simțiți? Da, cu simțirile stau cam prost. Deci, la fel ca și când vorbesc de limba română, deseori mi se întâmplă că la București mai ales. Da. Știți că asta nu e prea românește, zic, lăsați-mă în pace, că eu cu limba română stau prost, dar cu simțirile lăsați-mă în pace. Eu, cum o simt eu, nu cred că o simțiți dumneavoastră. Deci, simțirile. Veronica simțea, deci eu cred că la nivelul lui Eminescu. Nu putea Eminescu să prietenească cu o proastă, hai scuzați-mă de cuvântul. Și de ce? El a simțit-o. Nu prea o cunoștea, fiindcă nu prea avea el timp pentru asta. El cu simțirile trăia și aceste simțiri noi le avem peste tot. Toată creația lui, începând de la floarea albastră, care nu o știa, dar el a intuit-o. Fiindcă dacă o citim această floare albastră, acolo este Veronica. Și mai departe, ea peste tot este și păcat. Că foarte mult lume în România n-o primește, aș zice. Da. Multe care lucruri urâte aud și eu cred că numai din cauza că n-o cunoaște.
Eu, prin această lucrare care se cheamă Dialogurile Dragostei, care, din păcate, în presă citesc Dialogurile de Dragoste, greșiți, dragii mei, nu e așa, deci nu este vorba de dragostea lui Eminescu către Veronica și invers. Este vorba de două lumi create de Eminescu și create de Veronica Miclea. Aceste lumi, cu mult mai mari, le sunt astrale. Mă rog, că au iubit-o pe Veronica, pe mare brânză. Miliarde de oameni se iubesc și mare lucru fac. Dar uite, când creează o lume, cum ar fi, cum, de fapt, cum este cosmosul. Da, da. Nu este dragostea între două planete, dar între aceste comunități astrale. Asta este forță. Maestru Eugen Doga are un asteroid acolo, între Jupiter, planetă chiar. E planetă? Da. Ei, așa, corectați-mă. Deci o planetă, planetă între Marte, războinicul, și norocosul Jupiter. Da. Este această planetă, Eugen? Uite, eu cred că data viitoare facem un micul dejun acolo pe planeta asta. Așa să fie. Angajament, de acord? Pentru că știți ce o să ne ducă acolo? Drumul ne va costa de două ori mai ieftin, din cauza că numai într-o direcție mergem. Ne duce Elon Musk, da? Ne decontează el, eu așa cred. Sunt și eu acolo sub mantia unui compozitor atât de mare, o să mă îngăduie și pe mine, zic. Pentru că toată lumea se va îndura, cred, de această vibrație a muzicii. Vă voi da 6 ari de pământ acolo chiar. Îmi dați? Da. Deci cu averile am rezolvat-o și pentru ultimele 3 minute, maestre, fericirea ne-a rămas. Pentru că îmi place nespus această declarație a dumneavoastră pe care am păstrat-o pentru final, când ziceți așa: dacă nu vă face plăcere creația, lăsați-vă de treaba asta. Corect. Tu pretinzi să te iubească lumea? Tu pretinzi să te aplaudi? Dar când tu ești cu mutră acră, ieși în scenă. Trebuie să apare în scenă fericit, plin de fericire, care, dacă se dăruiești, trebuie să ai ce dărui. Trebuie să ai această sursă energetică pozitivă, dar nu pozitivă, explozibilă, să o transmiți în sală. Atunci va fi această comunitate integrală și, de fapt, misiunea ta. Altfel, pentru ce ieși în scenă? Tu te întrebi, trebuie să știi pentru ce. Pentru a dărui. Dar artistul e egoist. Publicul sărmanul nici nu-ți dă seama, fiindcă el este unul care vine cu daruri. Dar primește din sală mii de daruri. Probabil că asta dați publicului și primiți în mit înapoi. Da, cu mii de ori mai mult. Omul, când iese în societate, trebuie să, uite, să fie și el cu daruri. Uite, sinele acesta tot este o rezervație pentru impresiile pozitive, negative. Cele pozitive, dă-le drumul, cum se dă drumul la porumbei și să zboare. Deci asta dăruiți de fiecare dată, porumbei zburători. Cam așa, da. Mi-a rămas în minte vibrația muzicii, în inimă vibrația vocii dumneavoastră și totodată nădejdea că a fost doar prima oară și că vor mai urma niște prilejuri în care să ne revedem tot cu muzică, tot cu amintiri și tot cu această fericire fără egal, care e a creației. Fericire fără egal poate fi dacă omul se va simți mereu în dimineața vieții. Tot timpul trebuie să fie dimineață. Dacă se gândește la seară, atunci e terminat omul acela. Mie îmi place că este la început. De ce nu am vorbit de punct? Nu-mi place punctul, nu-mi place continuitatea aceasta. Mie îmi place dimineața. Mie îmi place începutul, mie îmi place elevul, ucenicul, mie îmi place fiindcă el are perspectivă pentru dezvoltare. Uite, mie îmi place apa neîncepută, viața neîncepută, viața netrăită, lucruri nefăcute încât. L-am făcut, te-ai terminat. Uite, când vorbește omul că are de făcut, mie îmi place acest om. Adică neserioșii, ziceți dumneavoastră, care fac lucruri serioase. Noi asta am fost astăzi, de la 10 la 11, pe ceas. E dimineață, maestre, așa
că suntem tineri, voioși și avem tot drumul în față. Bună dimineața! Mulțumesc!